Marii artiști veniți la Târgu Jiu cu ocazia manifestărilor omagiale închinate centenarului nașterii privighetorii neamului românesc Maria Lătărețu au adus numai cuvinte de laudă marii artiste, dar și cântăreților gorjeni. Astăzi este ultima seară a festivalului care se va încheia cu gala premiilor. Târgu Jiu se identifică într-un spațiu european, într-un spațiu mondial, prin două mari efigi. Fără coloana, fără de sfârșit, și fără cântecul privighetorii gorjului, probabil că acest cer al Târgu Jiului ar fi mai aproape de noi. Iată de ce suntem astăzi aici, pentru că într-un minunat 7 noiembrie, de acum un secol, din cercetarea unei caste mărunte și primitoare de bolcești gorjului, a susurat pentru prima dată vocea copilului înzestrat cu harul cântecului popular. Acel copil era Maria noastră, care peste puțină vreme începea să cânte la valurile și lunțile statului, impresionând prin talent și gingășit. Marioara Murărescu, prezentă și Angorj, a lăudat tinerele gorjence care s-au făcut remarcate cu vocea lor în țară, dar și în afara țării. Fiecare artist prezent la festival va primi câte o diplomă de excelență din partea Consiliului Județean și a ansamblului Doina Gorjului.